ale Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar și atunci când Mântuitorul a luat doar 3 ucenici cu el, cum a fost în momentul schimbării la față, a fost Petru, Iacob și Ioan, ei aceștia au fost prezenți. De asemenea, atunci când a săvârșit unele minuni într-un cadru mai restrâns, cum a fost învierea fiicei lui Iair, când nu toți apostolii au fost de față, a luat cu sine pe aceștia mai importanți, pe Petru, Iacob și Ioan. Sfântul apostol Petru a avut și o mare dragoste pentru Hristos, zicând, dacă toți te vor părăsi, eu însă voi fi cu tine tot timpul.